Bine v-am regăsit din nou aici la Doza de Sănătate împreună cu domnul dr. Lucian Rușitoru, medic-chirurg cu supra-specializare în chirurgia oncologică. Astăzi o să vorbim despre chirurgia cancerului mamar, în care există anumite situații în care se impune și îndepărtarea sau excizia ganglionilor axilari. Înțeleg că nu totdeauna trebuie făcut acest lucru. Care sunt situațiile în care e necesară această procedură, domnule doctor? Bună ziua, în primul rând. Până acum ceva timp, orice afecțiune malignă a sânului, cancerul de sân, era asociat obligatoriu un tratament cu excizia acestor ganglioni axilari. Încă și acum, în mare parte, cel puțin la noi în țară, în mare parte din centre, atunci când avem acest diagnostic la sân, intervenția chirurgicală care se practică este împreună asociată și cu intervenția chirurgicală, mă refer la intervenția la nivelul sânului, este asociată și cu excizia ganglionului. Cu ceva timp în urmă, tehnologia și medicina a evoluat și a apărut o procedură care poate verifica dacă ganglionii de la subraz din axilă sunt atinși de boală, pentru că de foarte multe ori se întâmpla să fie scoși acești ganglioni și rezultatul de anatomie patologică să spună că sunt sănătoși. Se numește tehnica ganglionului santinelă, nu o să intrăm în detalii foarte mari ca să nu plictisim, dar pe scurt aceasta verifică dacă primii ganglioni de pe traseul limfatic al sânului, al zonei din sân unde avem boală, sunt bolnavi sau nu. Iar dacă acești ganglioni sunt sănătoși, nu sunt atinși de celule bolnave, atunci ganglionii de la subraz, toți ceilalți care sunt acolo la subraz, rămân la locul lor. Și este un beneficiu mare pentru pacientă, pentru că nu este afectat drenajul limfatic al brațului. În alte afecțiuni ale sânului nu este indicată excizia ganglionilor axilari, doar în cazul cancerului de sân. Și avem această opțiune pe care ne-a oferit-o evoluția tehnologiei și a studiilor făcute în medicină de a salva acești ganglioni în anumite situații. Ați spus că salvarea lor duce la un drenaj limfatic normal după operația de sân, ceea ce înseamnă că pacienta nu mai face acel braț gros care este o... Exact. O consecință a operației. Da, nu întotdeauna orice excizie a ganglionilor axilari obligatoriu duce la apariția edemului de braț, dar sunt șanse destul de mari, pentru că drenajul limfatic al brațului este afectat și atunci pacienta pe tot restul vieții, după această intervenție, va trebui să aibă grijă să nu facă eforturi mari cu mâna respectivă, să nu trebuie să recolteze analize, să evite înțepături, orice risc de infecție la nivelul brațului. Și poate fi destul de neplăcut în anumite situații și cu toate astea riscul edemului de braț rămâne. Pentru asta a apărut această tehnică, care nu e chiar nouă, adică sunt deja 10-15 ani. Noi aici, în cadrul echipei noastre, o practicăm, cred că, de peste 10 ani, în care putem verifica, putem vedea dacă e nevoie sau nu e nevoie să scoatem toți ganglionii de la subbraț. Și atunci dacă scoatem doar ganglionii de probă, ca să zic așa, ganglionul santinelă, ei sunt sănătoși, ceilalți rămân la locul lor, în momentul respectiv pacienta ulterior intervenției nu mai are acele griji să protejeze mâna. Viața este absolut normală pentru dânsa și pentru mâna respectivă, ca și înainte de operație. Vești bune de la o chirurgie mai înțeleaptă, mai blândă și mai ofertantă pentru femeile care ajung în această situație. Da, tehnologia evoluează tot timpul, încercăm să fim în pas cu ea, să fim la zi cu tot ce apare, tocmai pentru ca pacientele noastre să poată profita de aceste descoperiri și de aceste avantaje care apar. Cel puțin în echipa noastră aici la Institutul Sânului, asta ne dorim, să reușim să oferim aici ceea ce înainte aflam de la pacienți că încearcă să găsească în altă parte și aici nu mă refer în România, ci se duceau în străinătate și a fost
o satisfacție pentru noi să vină să ne spună am fost și acolo, acolo însemnând, sunt celebre, Viena, Turcia, Israel, și am venit și aici și ne-ați spus același lucru. Atunci, am făcut același lucru. Și pentru mine a fost o satisfacție, în primul rând, sufletească și, bineînțeles, că avem alt elan și entuziasm să le ajutăm pe pacientele noastre. Asta vreau să spun, viitorul se scrie la fel de frumos și la noi acasă, nu trebuie să plecăm neapărat peste hotare ca să rezolvăm o problemă de sănătate. Asta încercăm să facem și se pare că și reușim. Dar asta nu ne face să nu fim în continuare cu ochii pe toate studiile care apar, cu toate protocoalele care apar, sunt protocoalele europene și protocoalele americane care se schimbă și apar noutăți. Mă feresc să folosesc cuvinte în engleză, dar să zic actualizări, update-uri, da, care apar cel puțin o dată pe an și ne ajută să fim la zi cu ele și, în primul rând, pe noi, dar în primul rând pe pacientele noastre. Vă mulțumim foarte mult, domnule doctor, și vă dorim mult succes. Și eu vă mulțumesc foarte mult, o zi frumoasă.